make you make click. No, bun, deci salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip de GTA 3. Iarăși am luat buta asta și o aveam în inventar, mă rog. Data trecută parcă am dat un fail, nici nu mai știu. V-am povestit cea de-a 3-a și a 4-a zi, mai am 2 zile din tabără de povestit. De fapt, mi se pare că nici n-am uploadat episodul 2, l-am în calculator. Nu știu, am filmat zilele astea la videoclipuri. Ce bine că m-am bușit aici. Hai, fugi, că se pare că ne dă asta aici misiune. Bun. Du-te, Klaus Speed. Hai să vedem ce căca ne dă. Ăsta e mexican, ceva după nume. Cursă, băga mea și exact ce urăsc eu. Get a fast car and get... mașină rapidă și să mă duc acolo. Stați că... pe unde era casa lui Boșorogul ăla, care avea vreo două mașini de alea ca lumea prin parcare. Stați să o caut, nu mă. Cred că era pe aici, de fapt. Așa. Ok, pe undeva pe aici știu că era... erau două mașini băgate, dar... nu mai știu sigur pe unde. O să iau așa de-a lungul orașului, poate mi-amintesc pe unde dracu erau. Stai mă, partea asta, nici nu mai știu pe unde dracului. Bă, știam că erau două mașini băgate în niște boscheți, dar nu mai știu pe unde. E, cât timp stau să caut mașinile alea, iau așa de-a lungul centurii orașului. Vă povestesc și restul zilelor. Era o zonă ca asta, dar nu mai știu sigur. Cumva pe aici. Să-mi bat pula dacă mai știu. Nu plonja în apă, te drept. Da, mare greșeală ce-am făcut. Hai, întoarce. Du-te. Hai că se vede mișto podul ăla, cum atârnă acolo. Cum atârnă, cum e doborât, auzi nici bine cum atârnă. Mă rog, atârnă rămășițe din el. A treia și a patra zi. Bă, am uitat să vă spun câteva detalii mai mici. Și unul dintre acest... aha, hai că aici era. După aici erau mașinile alea. Stați un pic. Ba da, parcă pe aici erau. Știam eu cândva că îmi luau niște mașini de aici. Aici e HP. Pe aici nu vine casa lui Boșorogul ăla. Să-mi bag dacă mai știu. Ce căcat e. A, nu e aici. Aici e altceva. Înapoi la mașină atunci. Mă, că stau să caut o amărâtă de mașină faină. Nu știu să folosesc pe asta, dar... draci, e bușită, e vai și amar de morții. Așa, unul dintre detalii era să ne tot băgăm în apă. Ce făceam? Când unul era atent, vorba lui unul... bâltâbâl, cum ziceau ei. Când vreau să-l bage pe un apă, ziceau, și o să faci bâltâbâl. Și l-au și băgau în apă. A fost fain. Luci și Ionuț să mă bage și pe mine. Dar eu având în vedere că sunt țeapă până în picioare, nu știu cum dracu, dar toată forța mea mai multe în picioare. Deci și am o putere în picioare de nu vă dați seama. N-are Johnson, n-am nimic cum am eu în picioare. Am încercat ăștia să mă bagi în apă, de unde? Atât de tare m-am ținut încât i-am trântit pe amândoi. Nu știu cum, dar i-am trântit pe amândoi. Dar de mai multe ori am încercat să mă bagi în apă și i-am trântit pe amândoi. N-au fost ei singuri. Au venit la un moment dat cu mai mult să mă bage. Atunci erau vreo 5-6, n-aveam ce să fac. Mă dădeam așa în spate. Stai că tot nu știu cum să caut fucking casa Boșorogul ăla. Mă deam așa în spate, adică nu mă dădeam în spate. Mă duceam în... ce pizda mă, se derapează în halul ăsta. Mă duceam așa în spate, nu în spate, înspre mal. Îi vedeam că e aproape unul de mine. Mă întorceam, mă aruncam cu apă în față. Și apoi poc, îl trânteam în apă, fătuți Dumnezei tăi. Și așa le-am făcut mai mulți. Și așa i-am trântit pe vreo 3 sau 4 din ei în apă. Pe scurt, dacă vor ni să vă bagi în apă, faceți-vă că fugiți, când e aproape de voi, aruncați-i cu... ai, că aici e dă-l drecu, că aici trebuie să fie mașinile. Da, bă, uite aici, gata, hai că am găsit. Du-te. Îți la fel, dă-le drecu. Hai să încerc să nu le bușesc. Oare am voie să trag în mașinile adversarilor de la cursă, nici nu știu. Mafia Sentinel, nu mai mașină.
Ok, să mergem la cursă. Pe scurt, dacă cumva încearcă să mor, că mai era una și pe partea. A, mai una acolo. Fine. Deci dacă încearcă careva să vă bagi în apă și nu puteți așa unul versus unul corp la corp, îi dați cu apă în ochi, vă faceți că fugiți, vă întoarceți, ți-ați aruncă cu apă în față și apoi și poc îl trântiți tare, că el o să-și piardă echilibru și concentrarea, o să stea cu mâna pe ochi, să-și dea la o parte apa. Câteva secunde și atunci perfect, îl trântiți tare cu toată puterea și l-ați băgat în apă. Eu așa am făcut și a fost super fain. Ok, deci cursa începe chiar aici. Au ce mașini au ăștia să dea dracu, așa că o să dau failuri multiple, nu? Ok, că am primit și un mesaj pe telefon, pe WhatsApp. Tu morții măti. Dă-te dracu la o parte. Cred că l-a bușit pe ăla, stă în fața lor, e bine. Nu stâlpul futui morții măsii. Iar mesaj. Că cam aștept să primez astea audio. Nu putea să fie scris să pot să citesc așa, că am telefonul sprijin de monitor, că mă mai eu la ceas, dar am și uitat la că am dat drumul la filmare. Hai, du-te, du-te. Hai că încerc să fiu mai concentrat acum când câștig cursa. Ok, întoarce, hai, întoarce bine, hai că asta se duce bine, nu derapează. Sper să fie departe de mine ăștia. Dracului pe aici, hai pe aici atunci. Da, hai, du-te, du-te. Bun, e drum drept, mai prin puțină viteză. Race time. A. E timpul care trecut de când a început cursa. Nu te buși, nu te buși, bun. Du-te pe aici, cred că mai puteam să mai aștept un pic, că e în bapula. Du-te, du-te, du-te. Am pierdut pe aia oricum. Mi se permis sau mi se mai întrupe sunetul? Nici nu știu. Ok, du-te, du-te. Mai vine unul aici, sper să nu mai fie mult. Bine că nu mi-a explodat mașina, eu am așteptat până acum să mă răstoarn. Bine că mi-am amintit că sunt mașinile astea ascunse pe acolo și sunt foarte bune. Când eram mai mic și făceam misiunile astea cu curse, misiunea aia, nu știu cum dracu, orice mașină luam se răsturna repede. Asta are stabilitate foarte bună. Sper că în ăla, în GTA București, era, asta era un BMW. Seria nu știu cât era. Habar n-am. Ok. Hai că nu ce bine. Să nu-mi dea dracu să apăs acum pe F să mă dau jos din greșeală că îmi bap. Ok. Bă, dar mai sunt multe. Nu cred că de aici am ajuns repede la checkpoint acolo la cursă. Opa. Nu te răsturna. Bun. Du-te, du-te. Ok. Hai cât de cât conduc bine. Conduc mai bine ca în San Andreas, oricum mașinile parcă sunt mai stabile aici. În San Andreas derapai de te găseau toți dragi. Nu se vede nimic în spate, deci. Ok, uite și ultimul checkpoint. Deci un autobuz, dă-te drecu și tu. Du-te, 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 du-te. Hai că e drept în față, poate mă ciocnesc acum. Dar bine că se bagă bulangiul ăsta în față și gata, 10.000 de dolari ai mei. Ok, hai că am făcut cursa asta. Bă, oare mai găsesc pe aia? Prin urmă, aș vrea să le iau mașinile, nu de alta. Ok, hai să mergem. Tot la telefon acolo. Ba, telefonul că ăsta mie că iar îmi dă curse cu mașini. Că n-am să mă duc iar să-mi iau mașină. Mergem la jiu acolo, că ăsta ne dă să ne împușcăm. Exact ce-mi place mie. Dacă e pe aici, hai, întoarcere. Bă, măcar nu l-am bușit pe ăsta, o camionul de pește, măcar atât. De drecu, Ok, și oprim fix în fața acolo la checkpoint. Am avut viteză mare. Dă-te jos. Hai să vedem ce misiune dă. Ciprians. Șarfur. Oh, here's the guy I was telling you about. I listen, this guy ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Hey, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant in St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their Tu mașină protection. And watch the car. Joey just fixed this junk heap, so no fancy crap, okay?
A, tot asta e. Fain, hai că acum ne plimbăm liniștiți. Să continui cu povestea. Deci, cam asta a fost aspectul. Una din chestiile mărunte care am uitat să le zic, pe care am uitat să le zic, a fost că, na, cu băgatul în apă. Deci, pe scurt, am fost cel mai bun la capitolul să nu fiu băgat în apă. Am rezistat cel mai mult. Au rezistat... Cum a fost că, nu știu, nu prea am făcea plăcere să-i bag pe alții în apă. Chiar au, mai era una care încerca să mă bage în apă, nu știu cum, să-l bage pe Lucii, parcă. Și ziceam, bă, eu zic să vă bateți, dacă mă bateți, nu-ți rupați nimic. Și facea, ce comentezi tu? Și merg cu apă în față. M-am dus după ea, s-a oprit, a început să arce cu apă mine. Eu am închis ochii doar și am lăsat să dea cu apă, a oprit să dea cu apă, am tins-o după aia, dar s-a adus, înotând. Că altfel o trăgeam la fund pe aia. O luam de picior și o băgăm cu cap. Și aia era. Ok, și ăștia acum ce fac? Fain. Vine ăștia cu pistolul după noi. Du-te, du-te, du-te. Da, te duci cu băta, te iau la ăia, la goană cu pistoalele, frumos. Deci te mai e Ciprian ăsta, Ciprianii, mă rog, cum se citește. Ok. Altă chestie care pur și simplu m-a uimit a fost că toată lumea, și băieți, și fete, mai ales fete, mă rog, bine, de fapt, hai să te de zici după aia zic ai fete. Deci, toți, și băieți și fete, mi-au spus că îmi stă super bine cu creastă, bine, era chestia și e că e apa aia de mare, mai a dracunițel și îți stă, nu știu, dar îmi ținea creasta fixată și toți îmi ziceau, și băieți și fete, dacă erau fete mai mari, mai de vârsta mea, era frumos, dar de unde? De fapt, erau vreo 3, 4 sau 8 ani, nici nu știu, era una pe care aș fi babar de tot. Și am aflat că e și rocăriță. Chiar nu știu cum, eram afară, stăteam pe niște pietre acolo. A vrut hotspot, i-am făcut hotspot. Și când văd că pentru ce vrea hotspot era ca să se joace basket pe Messenger, ia, ce zice? Dă Uzi, a, păi mă duc întâi să-mi iau Uziuri. Mai găsesc ganșopul? Sper că... Bă, întrebarea e, mai găsesc ganșopul oare? Ăla era pe lângă spital, parcă. Bă, pe unde dracu era ganșopul, că nu mai știu. Bă, deci, cât de mică e mapa totuși acum, de început? Mamă, 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 câți bani sunt aici! Bine, nu prea nevoie de să iei banii de la ăștia morți de pe stradă, că și așa... Hai, morți de la misiune. Să ne ce misiune de asta. Așa, ce vreau să zic de aia, bun. Chiar i-am dat și ocazia să asculte muzică de la mine, era omul de la Slipknot. Încep să-i șează din cap acolo, eram ceva gen... Miții, nu. Nu, nu, că eu am altă vorbă. Miții, zice Andrei Cospin. Eu ziceam Juicy, eram ceva de genul. Da, am zis, hai că nu-i rău. Nu știu ce. Mai era și rapidistă. Nu știu de ce mă. Nu eram hotărât să zic era sau e, mă rog. Așa. Și chiar ziceam, bă, să mă dau la asta că nu știu ce. Până nu mai știu ce căcat am făcut, dar parcă am vrut să-i dau un mesaj ceva, nu știu ce, căutam pe Facebook, când văd într-o dimineață postare cu manele pe Facebook, că a pus ea. Am zis, bă, poate o fi o glumă, poate o fi manea făcută după o melodie de rock, m-a și făcut să dau play. Băgam ea și pula, hai că m-am și răsturnat, fugi dracu că mori, Cloud. Ma, deci, m-a și făcut să dau play. Deci pe mine nu m-a enervat faptul că am văzut că a postat manele, era ceva gen băga mea și pula. Chiar eram un pic îndrăgostit pentru o zi sau două, dar mi-a trecut repede. Oh, uite acolo un Ferrari, al meu e ăla. Așa că nu pot să sar gardul, nu? Da. Hai să ieșim pe aici. Da, nu vreau să cred că m-am îndrăgostit pentru o zi sau două, dar mi-a trecut, n-am văzut postarea cu manele, mi-a trecut. Și apoi când am... Bă, deci când m-am făcut să și dau play pe manea aia și erau manea din aia efecte de la unul copilul de aur sau puștiu, să-mi bag pula, eram ceva gen... You will rest in peace. Ai de capul meu, bă, deci mai, deci nervi mai, deci așa nervi nu mi-a făcut în viața mea să îmi bap. Deci nu m-a supărat că zicea că e rocker, deci nu m-a enervat așa mult faptul că zicea că e rocker, că n-a sfutat manele și apoi văd postare cu acestea. Nu, deci mine cel mai mult m-a enervat asta cu că m-am făcut să dau play la manea aia. Bă, deci în calculatorul meu n-o să vedeți manea. În istoric, la YouTube, nici atât. Bă, dacă sunt pe rum ceva pe Plug DJ, mă rog, până să fi avut rumul ăsta făcut de mine,
când eram pe alte room și vedeam manele, dădeam de ăsta să le ignor, să nu pornească. Intram pe YouTube și le ștergeam din istoric. Nu știu, dar eu sunt cam anti-manele. Acum n-am nimic dacă ascult manea, dar să nu mă faci să ascult și eu. Deci dacă ascult manele sau la căști, mă doare în pulă. Dar dacă, să zicem că stau cu tine pe Skype, acum sigur o să simtă careva și o să-mi scrie comentarii. Știe el cine. O să scrie comentarii că el. Deci mai știu pe unul care, când stau pe Skype cu el, dă drumul la manele. Hai să mă bag în fața asta, dacă văd că sunt în rând. Dă drumul la manele și numai de-al dracule dă mai tare. Eu zic, bă, dă-le mă mai încet. Hai, dacă se aude încet, mai vorbesc eu peste, nu se mai aude. Nu, el le dădea și mai tare. Dar numai de-al dracule dă mai tare. Ok, una e out. M-au luat și polițiile. Nu. N-a fost bine ce am făcut. Sau ia să fug. Nu, n-o prin nimic. Hai să iau mașină. Deci nu mai știu eu pe unul care, când sunt cu el pe Skype, dă manele numai de la răcut, bagă sistemul și dă manele la maxim ca să mă enerveze pe mine. Eu atunci ies din confe, că mie că după aia încep să le înjur. Acum se simte și o să-mi scrie ceva comentarii. Dar ce ai mă cu manele, salamul la pute. Și e fain că tipul zice că e cu trapul cu astea, dar are, și că n-ascultă manele. Dar și nici Dani Mocanu. Dar are la astea Dani Mocanu și salam în calculator la el în playlist. Mă, ce-o scăpat ăla. Hai mă s-o prească cumva la un semafor ceva. Dă-mi cu taxiul, hai, dă-te jos. Gata, e rezolvat și ăsta, fugi. Bum. Nu veni spre mine. Două stele, poliția, că am belit-o. Hai o mașină repede. Acum vine poliția. Ah, nu mașină, nu vreau mașină de poliție, două drept. Să mă duc să iau 100 din aia să scap. Dă taxi un coace că ăsta e bun. Du-te. Pe unde era steaua de poliție? Era undeva pe aici parcă. Hai că se conduce bine taxi, nu derapează. Aici pe undeva. Mai au la rând toate astea. Undeva pe aici era. A, uite aici. Ok, hai că aici au stea. Doar de astea să scap că... Ok, hai că mai e o mașină de-a să găsesc. Da. Hai că ăsta a fost un lucru mărunt care nu prea avea rost să-l zic. Acum să trecem la povestita a 4-a și 5-a zi. De fapt, la 4-a și 5-a zi cam astea. Au fost niște aspecte mici, n-a prea fost mai nimic nou. Că, a, da, mai ieșisem, nu știu, într-o... mai erau un fel de balconaș și ceva de... Nu balconaș, că era jos, eram la parte. Un loc așa, unde... Ne lăsam rufe la uscat, dacă l-aveam unde sau ceva. Cum ar fi și Sleepy și astea, s-am uscat acolo, că era și soare. Bun, misiune făcută. 20.000 de dolari. Să mă duc să-mi iau niște HP de undeva. Mergem cu autobuzul, suntem șmecheri. Avem bani de autobuz, deși e furat. Urcă. Poate găsești și gun shop-ul ăla, că mereu uit pe unde e. Taci. Nu se oprește alarma? Nu o vrea. Uite. Hai, du-te. Dar, hai că oricum, nu vă speriați cum conduc. Șoferul meu de autobuz, de la autobuzul care mă duce pe mine la școală, conduce și mai oribil, de atât. În timp mă duc să iau o... de aia de HP și după aia mă bag la misiune. Așa, eram acolo, nu știu de ce, parcă a vrut unul să... Vorbească telefon acolo și ne-am găsit toți trei. Bă, și erau unii la un geam acolo, că era o cameră cu unii. Vreau să ne sperie ceva. Întâi faci Ionuț. Ai încercat să ne sperii firea al dracu. Dai dă-te dracu. Nu știu ce începe asta. Aveam noi o glumă. Deci orice era, eram ceva gen du-te dracu. Trebuia să ne zicem unul altul să se ducă dracu. Păi chiar odată parcă îl trezisem pe Luci sau nu mai știu care, pe care trezise și i-am zis ce fac mă dormi. Nu? Ce fac mă dormi? Nu? Nu? A, bine, te dracu atunci. Sau
asculta muzică la căști și vorbea ăsta altul, Ionuț, la telefon. Și făcea, Ovidule, Ovidule, am văzut că făcea semn cum na, mă auzi? Da, mă, Taunus, sunt surd. E, te-ai dreacu atunci. Nu știu ce. Sau într-o dimineață ne nervasem rog pe Ionuț, l-am tot luat cu, e, dă-te dreacu atunci, lasă-mi să dorm. Tu te dreacu și dormi atunci. Mă rog, aveam noi chestii, ce cu asta cu dânsul dreacu. Băi, și erau aia acolo la geam. Mai apar, nu fac eu. A, sunteți doi. Puf, erați ai dracu. Nu știu ce. Bă, de noi am drăcuit pe aia așa. Acum, e, nu prea sună amuzant ce zic eu, dar acolo era altfel chestia, cum ziceam. Uite, a apărut și al treilea. Puf, era. Se strea acum la geam acolo. Puf, erați ai dracu, cum stați acolo. Nu știu, dar... Right, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Hallwood, all right? Ok, misiune nouă. Nu știu, dar am avut noi chestia asta cu du-te drecu, că tot țineam. Ok, hai să luăm mașina asta blindată, că e faină. Are 4 roți, exact cum ne place nouă. De fapt, stai că toate mașinile au 4 roți. Autobuzele au vreo 6 tirurile, tot cam atea. Mă rog, nu pe aici, nu pe aici, nu pe aici. Du-te pe aici. Bun. Da, a patra zi nu mai știu ce a fost. Oricum au fost de zile în care am mâncat pâine cu sare. Slavă Domnului că dimineața aveam gem și astea, n-am mai avut omletă din aia de... Trebuie să iau o mașină sau să o distrucă, nu știu. A, stai. Mi se pare că asta e misiunea aia care ne dă un cadavru în portbagaj și acum apar vreo 3 după noi. Ați venit după mine. Puf, irați-ai drept. A... Really, nigga? Really? Am zis că poate s-or da jos din mașină, nu ăștia, să mă calci. Așa că mi-apare... Nu mi-a... Ba, da, mi-apare tutorialul ăla. Cam aș per. Bă, dar nici nu m-am uitat așa să văd de cât timp filmez. A. Că filmez de vreo 20 ceva de minute. Deci... A, e aproape vreo 20. Mă rog. Hai că-mi bag pe felul ăsta. Hai că vă povestesc și... În episodul următor, cam cum a fost drumul de plecare sau văd ce vă mai zic. După felul ăsta mi s-a luat tot cheful de vorbitor, cum cred că e vreo... De fapt, cât e ceasul totuși cam ăsta lângă mine, cât e... E 10 și s-o bosi drept. Dat-o mai filmez un episod după, cred că îl filmez pe următorul sau... Nici nu știu. Mă rog, văd eu ce filmez. Bă, cam atât și pe acest episod în care am făcut o cursă de mașini și m-am dus dracu acuș. Eu sper că v-a plăcut, cum am murit. Vechea poveste, dați câte un cap în gură. Butoanelor de sub videoclip. Și până data viitoare, ciao les!